Salut! De ceva vreme am observat o scădere a debitului de apă și, prin urmare, vom trece la verificarea filtrului. Avem aici filtrul pentru reținerea impurităților a nisipului. Mulți au comentat că nu e pus bine, că nu e nu știu cum, dar asta este poziția care mi-a permis montajul la acest moment. Filtrul oricum își face treaba și o să vedeți acum dacă este eficient. Dezavantajul acestui montaj este că nu o să curgă nisipul pe aici, cum ar fi curs într-un mod normal, să zicem. O să desfiletăm și capacul filtrului. Cam așa arată filtrul. Este foarte îmbâxit. Se poate observa. Ce s-ar fi întâmplat dacă nu era acest filtru? Probabil tot nisipul ăsta ar fi ajuns în instalația de epicurare. Am reușit să-l curăț. Acum îl vom monta. Ok. Am curățat și capacul. Acum o să-l montez. Bine, până iese și apa după furtun, tunul are 50 de metri, mai durează un pic. Cam asta e. Apa începe să răcească, deci e cea din fântână. Succes și ne revedem data viitoare!